În viața aceasta, tuturor li se aplică legea răspătirii. De aceea, cei virtuoși sunt cuprinți de necazuri. De aceea, cei nedrepti se desfată în bunătăți. Primii sunt pedepsiți aici pentru puținele lor păcate și în felul acesta nu vor fi lipsiți de rai. Ceilalți sunt răsplătiți aici pentru puținele lor fapte bune și vor fi pedepsiți veșnic pentru multa lor răutate. Când suferim pe nedrept, trebuie să știm că aceasta se întâmplă cu găduința lui Dumnezeu fie pentru a ne spăla păcatele, fie pentru a primi o cunună. Nu există om fără de păcat. Și dacă îmi vei spune cum cu tare este drept, este milostiv, este iubitor de oameni, sunt de acord. Nu se poate însă să nu fi făcut vreo greșeală. Ori va fi fost biruit de slava cea deșartă, ori de cârtire, ori de altceva. Unul face milostenii, dar nu este curat. Altul este curat, dar nu face milostenii. Unul are o virtute, altul are altă virtute. Fariseul postea, se ruga, nu ne dreptățea pe nimeni, ține legea, însă era mândru. Astfel a fost osândit de Domnul căci mândria îl vătăma mai mult decât l-ar fi vătămat toate celelalte păcate la un loc. Dumnezeu îl iubește pe cel care păzește poruncile sale. Pe acela, zice, îl voi iubi și eu și mă voi arta lui. Nu pe cel care are bogății, nu pe cel care este sănătos, ci pe cel care păzește și împlinește poruncile mele. Și pe cine scârbește Dumnezeu? Pe cel care nu păzește poruncile lui. Așadar, atunci când vezi pe cineva care ne socotește voia și legea lui Dumnezeu, fie că e bogat, fie că e sănătos, să nu te înduiești că Dumnezeu și-a întors fața de la el. Din potrivă, pe cel virtuos și evlavios, fie că e sărac, fie e bolnav, Dumnezeu îl iubește. N-ai auzit ce spune Scriptura? Domnul îl ceartă pe cel care îl iubește și îl bate pe fiul căruia îi poartă de grijă. Îmi vei spune desigur că mulți oameni se zmintesc din pricina aceasta. Devine mintea lor pentru că nu gândesc în acest fel simplu, răsplata nu este dată în viața aceasta trecătoare. Aici este treapta nevoințelor. Premiile și cununile se vor da în viața de dincolo. Nu trebuie să ne pară rău pentru cei care sunt încercați și suferă, ci pentru cei care în vreme ce păcătuiesc nu sunt pedepsiți. Pedepsele, de altfel, împiedică păcatul și conduc la virtute. Însă dacă e așa, îmi spune, dacă într-adevăr pedepsele îndepărtează răul, de ce nu ne pedepsește Dumnezeu pentru fiecare păcat al nostru? Vă voi răspunde, dacă Dumnezeu l-ar fi pedepsit pe fiecare om pentru fiecare păcat al lui, omenirea întreagă ar fi pierit și posibilitatea mântuirii s-ar fi irosit. Privește de exemplu la cazul apostolului Pavel. Dacă Dumnezeu l-ar fi pedepsit pentru prigoana împotriva creștinilor, mai mult, dacă l-ar fi omorât, cum ar fi putut să se pocăiască, să săvârșească atâtea fapte plăcute lui Dumnezeu și să călăuzească lumea întreagă de la rătăcire la adevăr? Uită-te și la doctorul cum lucrează. Când în fața lor se înfățișează cineva grav rănit, aplică un tratament nu după numărul și adâncimea rănilor, ci după rezistența organismului. Căci care este folosul dacă rănile se închid, dar omul moare?